Comemorare pentru toți cei care sunt alături de noi, să nu uită pe cei din decembrie 89, după care o să zicem o colindă și o să cântăm imnul Asociației 17 decembrie. Domnul, vine lângă mine și... În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Cea Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să ierte, să odihnească pe eroi și martirii neamului nostru și să se roage bun Dumnezeu acolo de unde sunt, să fim cu adevărat o țară liberă, mai întâi în interiorul nostru, după care în exterior. Dumnezeu să ne ajute. Mariana Parcău, rănită în Revoluția din la Timișoara, la podul de Cheval, o să sătățească, nu un protest, o chemare la comemorare, pentru ca să nu uităm pe cei care... Mai repede! Nu iese microfon, dar vorbești tare, da? Vorbești mai tare. Noi astăzi cei rămași în urma Revoluției, pentru morții noștri, nedreptățiți încă și azi, pentru copiii noștri care au crescut mari, ca și Aron, care, a cărui mamă Arion a murit la podul de Cebal, mama lui Arion și soția domnului Bânciu au murit aici, arși, la crematoriu. La Timișoara și eu împușcat în 17 decembrie și eu am ajuns acolo pe la morgă și m-au luat puțin deoparte când am revenit din comă, altfel ajungeam de vie aici. Toate aceste lucruri sunt probate la tribunalul de la Cedăuncă. Din aceste motive și nu numai, facem astăzi un apel către țară. Astăzi venim din nou la comemorare, acum la 28 de ani, pentru eroii, frații noștri care au murit nevinovați la Revoluție împoșcați. Veniți creștini la rugăciune azi pentru cei peste 1000 de morți și peste 2000 de răniți pe care i-au împușcat apărătorii legali al acestui stat.
pentru cei 43 de arși la crematoriul Cenușa, că ei nu au nici azi mormânt. Pe adâmboviței curs le-au aruncat a lor cenușă. Veniți din nou, voi, toți românii, să-i colindăm pe vinovați, pe ai noștri președinți aleși, dar și pe guvernanții vinovați, care cu a lor bună știință promulgă legi și noi decrete să lase liber criminalii. Veniți din nou cu noi, români, veniți din țări îndepărtate, întoarceți-vă în România să ne facem din nou dreptate și iar în stradă să ieșim, că revoluția noastră nu-i gata. Da. Să facem astăzi legământ cu toți să apărăm dreptatea de legile ce iarăși vin să o dărâme nelegal. Și iar să-i apere pe hoți, parlamentari și guvernanți. Veniți creștini la Uniune cu noi, cei ce am fost împușcați și arși de vii la crematoriu pentru a vă elibera. La revoluția dreptății și a libertății pe pământ am fost uniți și încă suntem pentru eroii ce au murit, pentru copiii libertății care au murit la Timișoara atunci când gloanțele dreptății trăgeau, iar lor le-a fost închisă catedrala. Și nu sunt astăzi vinovați, deși se cunosc criminalii. Ne batem încă pe la CEDO să se oprească criminalii. Veniți, români din lumea mare, în stradă iar ieșim din nou, să nu se mai repete răul pentru copilul nostru nou. Veniți, români, dar astăzi în mod special urmașii Revoluției, cei care ați fost împușcați, iar un mesaj din partea celor care n-au putut să se deplaseze la București sau la Timișoara pentru că sunt invalizi de la Revoluție, din partea lor vă aducem un apel ferm la unison din toată țara. Vrem să aducem la cunoștință celor care numesc conducătorii SSPR-ului să ia în considerare că numirea SSPR-ului nu se face în continuare la 28 de ani pe criterii politice tot timpul cu oameni care n-au avut nimic comun cu Revoluția decât că au strigat, iar ceilalți rămân acasă imobilizați la pat. Vă rog să țineți cont, dragi guvernanți, să schimbați acele norme metodologice de numire a conducătorilor SSPR-ului care ne reprezintă încă, să se numească din cei care sunt împușcați. Da. Pentru că toți cei anteriori sunt vinovați, au vândut certificate de revoluționari. Ne-ați atins demnitatea pentru că ați făcut foarte mulți revoluționari falși, iar noi dacă mergem și în țară și peste hotare, sunteți confundați cu revoluționarii falși. Am vrea acum să-l salutăm personal pe domnul secretar SSPR nou ales din partea Timișoarei. Bună ziua, domnule secretar! Noi am vrut să-l cunoaștem, că ne reprezintă tot. Deci asta cel mai bine se potrivește să comemorăm cei morți. Să nu facem politică. Mariana a citit acest protest. Nu poate. Nu, doamne, suntem la bine. Liniște, nu mai poate. Liniște. Vrea să-l schimbe. Cum numește? Inul Asociației 17 Decembrie. Vă rog să cântați cu noi. Vă rog, cântăm imnul Asociației 17 Decembrie, care s-a născut după Revoluție, pentru morții din Timișoara care au fost furați și maltratați și arși la crematorul Cenușa, pentru cei care au fost îngropați în gropi comune, pentru cei care au fost duși cu două mașini de morți din Timișoara și o mașină a ajuns aici, iar alta s-a oprit în Slatina. Spun acum nu știu câta oară, deci au fost două mașini cu morți. Pentru ei cântăm imnul Asociației 17 Decembrie din Timișoara, care s-a cântat pe străzile Timișoarei la toate protestele, la toate manifestațiile, care s-a cântat în București, când am făcut în București aici, alături de bucureșteni, am cerut adevărul și am cerut să facă dreptate. Și îl repetăm și acum vorba acelei cămări de la Mariana Farcău, îl cântăm pentru ca să nu se uite, să nu se uite și să facă dreptate. Odată o să vină dreptatea. Imnul Asociației 17 Decembrie din Timișoara, îl știți ce timp.
Repetați refrenul împreună cu noi, noi cântăm, dar și dumneavoastră, da? În 17 și 22 a tras armata noastră noi. În 17 și 22 a tras armata noastră noi. Au tras și noi am mai rămas. Au tras și noi am mai rămas. În 17 și 22 a tras securitatea noi. 17 și 22 a tras securitatea noi. Au tras și noi am mai rămas. Au tras și noi am mai rămas. Martirii noștri maltratați, în grot comune aruncați. Martirii noștri maltratați, și în grot comune aruncați. Au tras și noi am mai rămas. Au tras și noi am mai rămas. Eroii noștri din popor, furați și duși la crematori. Eroii noștri din popor, furați și duși la crematori. Au ars, nimic n-a mai rămas. Au ars, nimic n-a mai rămas. O ce veste minunată și după aia. Domnul Bânciu, n-avem timp. O ce veste minunată în drum încolo. O ce veste minunată de la Biblia arată. Astăzi s-a născut cel fără început, cum au spus prorocii. Astăzi s-a născut cel fără început, cum au spus prorocii. Iosif cu Maria Israel să scrie într-un miselaj în acel oraș. S-a născut Mesia într-un miselaj în acel oraș. S-a născut Mesia. Pe fiul înalt său nume Tatăl a trimis în lume să se nască și să crească. Să ne mohorim de la cei care au făcut spăiși ardă crematori. Să se nască și să crească, să ne mântuiască. Păstorii văzând în zare pe cerul lumina mare, ei fluierau, îngerii cântau și cu toți se bucurau. Și din România. La Popeșle Orden, armata ne-a făcut o biserică. Nu ne-au lăsat să o facem noi, rămiții. Aici vor să dărâme această clădire. Nu-i lăsăm. Cerem la drepturile omului să rămână muzeu. Mai întâi trebuie să cerem aici, după ce exploatăm căile juridice din România, abia atunci era și timp ce aparține clădirea. Cui aparține clădirea? Să ne spună secretariatul de stat care este astăzi clădirea aici. Primăria București a... Primăria București deja a propus-o. Acest semaforiu a fost făcut de comunitatea Cedreia. În 1935 a aparține acestei comunitate. Dacă l-a revendicat. Dacă are venit, nu știu ce este proprietar.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindică neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu duhurile drepților celor ce s-au săvârșit, odihnește, Mântuitorule, sufletele adormiților robilor tăi, păzindu-i pe dânsi într-o viața cea fericită care este la tine, Iubitorule de oameni. Într-o odihnă ta, Doamne, unde toți sfinții tăi se odihnesc, odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, că tu singur ești fără de moarte. Și pururea și în vecii vecilor, amin. Tu ești Dumnezeu care te pogoră la iad și ai dezlegat durere celor ferecați. Însuși și sufletele adormiților robilor tăi le odihnește. Una curată și prea nevinovată fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, roagă-L să mântuiască și sufletele noastre. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, o Dumnezeu, eroi martiri, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepte se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm. Da, Doamne, Doamne, miluie, miluie, Dumnezeul Domnului și-a tot trupul, care călca moartea și pe diavol ai surfașul lui viață lumii tare, însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor tăi, eroi martirii în Revoluția din 1989, Maria, Mihai, Pavel, Vasile, Lepa, Leontina, Ioan, Radian, Margareta, Dănuț, Alexandru, Ladislav, Gheorghe, Ștefan, Alexandru, Antoniu, Tiberiu, Dumitru, Constantin, Petru, Paris, Slobodanca, Constantin, Gheorghe, Nuțu, Nicolae, Rodica, Adrian, Ion, Silviu, Nicolae, Ovidiu, Eugen, Francis, Gogu, Dumitru, Aurel, Ștefan, Constantin, Angela, Elena, Rudolf, Herman, Ioan, Constantin, Otto, Nicolae, Petru, toți cei ce s-au jertfit pentru neam și țară, cu tot neamul lor cel adormit. În loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristare și suspinul și orice greșeală o să vă știe cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul ca Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-le. Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat, dreptate, te-ai dreptate în viață și cuvântul tău adevărul. Domnului să ne rugăm! Că tu ești învierea și viața și odina adormiților robilor tăi, eroi martiri de la Timișoara și toți cei adormiți în Revoluția de la 1989, cu tot neamul lor cel adormit, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunul și de viață, Făcătorului tău, tu, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu Sfinții odinește, Hristoase,
sufletele adormiților, robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și lefălor, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea lor să fie din neam în neam și de fără veșnică pomenire. Să ierte cu drepții să-i numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și viitor de oameni. Amin. Dumnezeu să ierte și să așeze cu drepții. Dumnezeu să ierte. Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Luata noastră fire, chiar și morții te-ai supus și ai învins prin ea dușmanul pe cel ce moartea ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierd iarăși harul baptismal. Eu cu candela aprinsă, om s-a în așteptarea ta, și-atunci când vei veni la nuntă, voioși te vom întâmpina. Primește-ne, nata lumină, prădreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii mare, Doamne, din lumea aceasta au plecat, conduie-ne-i și ca lumină, să te slujească necetat. Fraților, ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletele acestor răposați morți în Revoluție, pentru care scumpărați din moarte, iertați de păcate, împăcați cu Tatăl și purtați pe umerii bunului păstor, să se bucure de fericirea Sfinților în împărăția Regelui Veșnic. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul, și ochii mei îl vor privi. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Doamne, îndură-te de ei! Hristoase, îndură-te de ei! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău,
fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Dumnezeule Tată atotputernic, noi credem și mărturisim că Fiul Tău a murit și a înviat. Te rugăm ca frații noștri, eroi morți în Revoluție, care în această credință au plecat dintre noi, murind în Hristos, să se bucure de înviere împreună cu Hristos, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Odihna veșnică dălor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să ne strălucească lor, să se odihnească în pace. De punerii coroanelor de flori. Se depune o coroană de flori din partea președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis. Din partea Secretariatului de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. Depune o coroană de flori din partea Asociației Memorialul Revoluției Timișoara. Județene Pontus Eusinus Constanța.
se depună o coroană de flori din partea Institutului Revoluției din decembrie 1989. De flori din partea Asociației Frăția Bucureștenilor 1989. O coroană de flori din partea Ligii Naționale a Luptătorilor pentru Victoria Revoluției din decembrie 1989 și a cinstirii eroilor martiri România. De flori din partea clubului 22CC și Societății Române de Caritate Carom. De flori din partea Asociației Revoluționarilor Anticomuniști din decembrie 1989. O coroană de flori din partea Fundației Simionescu. Depune o coroană de flori din partea instituției prefectului județului Ilfov.
se depune o coroană de flori din partea Primăriei Generale a Municipiului București, Consiliului Local. De flori din partea Ministerului Apărării Naționale. Domnilor și domnilor, ceremonia oficială de depunere a coroanelor de flori s-a încheiat. Vă mulțumim pentru participare. Vă rugăm din partea Timișorii, ceremonia nu s-a încheiat. Avem o deplasare la Gura de Canar în spate. Cine are suflet pentru eroii Timișorii, îi rugăm puțin. Ia, i-am părțit și voi. Pui și cu tine, mă, din cu ei. Dă și mie, dă și mie, vii am luat. Uite, ne ajut eu. Vii eu. Vii acasă, vii acasă, vii acasă, vii acasă, vii acasă. Să le prindeți și voi, uite așa. Dar cum o? Mie nu mi s-a prins. Vedeți, au luat cenușa de la crematoriu și au aruncat-o aici. Furați de la Timișoara. Au furat de la Timișoara, da. Securitatea. Iar la crematoriu, ca să nu se mai știe urmele, da? Uite. Uite cine mai vrea să prindă? Eu. Toni, dăm și aici o lumânare. La uite la mămișoară. Ia, Toni. Ia, amicule, ia. Eu gau de canari. Eu gau de canari. Mi s-a stins. A fost 21 de ani, s-a dus 28 pe apa de bun. Da. Asta este un moment în care s-a aruncat. Nu se pierde niciodată. Eu unde am pus aia?
Nu ne prinde acolo, Ana, uite, Dragi copii, ascultați-mă puțin. Vă mulțumim că ați venit aici la această tură de canal pentru a afla ce s-a întâmplat aici. Vă spun pe scurt acest lucru și voi o să țineți minte și o să spuneți mai departe și să fiți mari ca noi. Dacă se poate să vă retrageți puțin, că o să punem și o coroană și o să zicem o rugăciune. Puțin mai înapoi, copii. Cu mâna clea mână, nu le puneți acolo. Copiii un pic mai face să fie un pic de logo, da? Da, copiii, vă rog, liniște. Un moment de reculegere pentru eroii martiri din Timișoara care au dispărut în Revoluție. Au fost arși la crematorul Cenușa și cenușa lor a fost aruncată într-o gură de canal care a venit în față. Un moment de reculegere. Mulțumesc. Eu zic să facem prima dată o rugăciune și pe urmă o să le spunem la copii ce s-a întâmplat. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spune cu toții Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, miluiește. Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavolul l-ai silpat și ai dăruit viața lumii tale însuți, Doamne, odihnește și spre anul robilor tăi. Eroii mari de la Timișoara și toți eroii căzuți în revoltă de la 89. În loc luminat, în loc verdeasă, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea de starea de spinarea. De orice greșeală, ce au să vă știe cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun, iubitor de oameni, Dumnezeu le ia, pe Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai Tu singur, Doamne, și fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ești învierea și viața și odina adormiților, odilor tăi, eroi de la Timișoara și toți cei care au căzut în Revoluția din 1989 cu tot neamul lor cel adormit. Hristoase, Dumnezeu nostru, fie slavă, înălțăm împreună și le credem și pe al Tău, Părinte, și prea Sfântului, bun de viață, Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru fericita adormire veșnică, odine, Doamne, sufletelor adormiților, odilor tăi,
Pomeniți tot neamul orice la dormișile fără veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. De fălor veșnică pomenire. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoartei călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Dumnezeu să ierte și să-i așeze cu dreptul, să-i odinească în pace. Vreau să vă spun pe scurt ce s-a întâmplat, istoria celor ce s-a întâmplat la această gură de canal. În 1989, în data de 16 decembrie, în Timișoara s-a ridicat lumea împotriva conducătorilor comuniști de atunci, era vorba de Elena și Nicolae Ceaușescu, s-a strigat lozinci împotriva lor, s-a strigat lozinci împotriva comunismului, și a izbunit o revoluție la Timișoara de care voi încă nu știți, că nu știți prin istoria voastră. Această revoluție s-a dezvoltat foarte mult în Timișoara și în data de 17, deci a doua zi, a ieșit toată Timișoara în stradă, inclusiv copiii ca voi, care au fost în data de 17 decembrie, după ora 4, masacrați, ușiși.
cu gloanțe de război. Deci s-a dat ordin să se tragă în Timișoreni, fiindcă s-au opus regimului de atunci. Au murit foarte mulți tineri și mai puțin tineri în Timișoara. Trupurile lor au fost duse la spitalele din Timișoara, iar după care, când ordinele de la București au fost ca să fie ascunse aceste cadavre și nu s-a dat familiilor să-și ridice morții, s-a dat ordin ca morții din Spitalul Județean din Timișoara să fie furați, cadavrele să fie furate și să fie ascunse. Le-au ascuns în felul următor. Au comandat două mașini frigorifice de la Comtim din Timișoara și le-au urcat în data de 18 spre 19 decembrie 89 în acele mașini frigorifice și le-au adus spre București în mare secret, fără să știe nimeni. Urmașii și-au căutat morții, n-au fost lăsați să apropie de spital. Abia după ce a căzut Ceaușescu, cred că unii dintre voi știți, în data de 22 a fugit de pe balconul Comitetului Central și revoluționarii din București, care au venit de partea noastră în data de 21 decembrie, a ieșit Bucureștiul și ne-a salvat, altfel Timișoara era arsă de pe fața României. Revoluția a câștigat. În momentul de 22 decembrie 89 a fost libertate, nu numai în Timișoara, ci și în București. Dar cadavrele noastre nu se știa unde sunt, le-am căutat prin grob comun în Timișoara, le-am căutat peste tot și nu le-am găsit. Și după, în ianuarie 90, mi s-a spus că au fost aduse la crematoriu Cenușa și arse la crematoriu Cenușa. Dar de Cenușa nu mi s-a spus nimic. Că cenușa lor, deci cele care au fost arse, s-a făcut o cenușă. Cenușa lor, în loc să o ducă la Timișoara, au adus-o aici, la această gură de canal, și au aruncat-o aici ca să nu se mai știe nimic. Iar familiile erau anunțate că tinerii lor, cei care au murit, au dispărut și au fugit peste hotare. În fine, mare nedreptate a fost că abia în 1991, deci după un an și jumătate, oficial ni s-a spus că în această gură de canal s-a aruncat cenușa. Din momentul acela, timișorenii au venit aici. Adevărul e că noi venim aici, între timp, datorită pelerinajelor care s-au făcut aici în București, la această gură de canal, au venit tot mai mulți alături de noi, asociații revoluționare din țară, bucureștenii, și s-a făcut în 1997, la rugămintea noastră, atunci când Constantinescu a câștigat președinția României, să se facă un monument. Până atunci nu s-a făcut nimic, veneam tot așa, fără nimic, numai cu lumânări și coroane. Și președintele Constantinescu ne-a ridicat acel monument în vara lui 1997, promițându-ne că o să se facă un monument, dar tragedia mare a fost că l-au ridicat fără să ne spună nouă timișorenilor. Au făcut monumentul, l-au sfințit pe plan local, iar timișorenii n-au fost invitați la sfințirea acelui monument la care noi am pus acum sute de coroane. După care noi timișorenii imediat am aflat și am venit aici și am protestat că de ce nu ne-au chemat și am protestat că monumentul nu ne place, că monumentul trebuia făcut aici la gura de canal, nu în stradă. Au fost făcut în stradă și a fost făcut un gard ca aici să nu se poată accede. Deci gura de canal a fost ascunsă atunci și ascunsă și acum. Oficialitățile nu vin cu noi aici ca să le spunem, ca să se știe și să se afle adevărul despre cei care au fost... Din cauza mirosului, parcă. Nu din cauza mirosului. Din cauza vinovăției lor, care nu s-a judecat încă din cauza justiției din România. Primarul... Să luăm cuvântul pe rând, vă rog. Deci copiii trebuie să știe că după aia, tot datorită pelerinajelor, s-a făcut această biserică din lemn, sfințită acum 4 ani în urmă. Nu mai spun datorită cui, tot datorită timișorenilor, datorită Asociației Memorialul Revoluției și a primăriei din Popeșile Ordeni, care a fost alături de noi tot timpul. Le mulțumim. Aici, la gura de canal, este un proiect să se facă altceva, încă nu s-a făcut, o să se facă aici altceva, loc de depunere de lumânări, o flacără care să ardă permanent ca la Timișoara, în Cimitirul Eroilor. Eu știu, un steag găurit care să fluture nu știu unde. Ne gândim și noi la proiecte împreună cu
cu București o să se facă. A venit doamna primar aici, era bine să fie aici și să ne sprijine în acest proiect. Zvonul ne-a cu demolarea crematorului, puteți vorbi? Da. Acum, da, pe rând, pe rând, cine vrea să ia cuvântul, dar nu mult. Și domnul prefect, în primul rând, domnul primar. Nu, prefectul județean este primul ministru. Eu pot să care e mai mare? Vorbesc și ultimul. Domnul prefect, vă rugăm, dar să fiți de acum alături de noi. Din momentul ăsta sunteți cu sufletul. În primul rând, mă bucur că sunt foarte mulți copii aici, pentru că această tragedie se va transmite mai departe și poate nu se va mai repeta niciodată ceea ce s-a întâmplat. Luna decembrie e un fel de înger și demon pentru poporul nostru. Știți foarte bine din istorie că în luna decembrie în 1918 s-a desăvârșit unitatea noastră, s-a stat. Dar totodată, tot în decembrie 1916, București era ocupat de către puterile centrale. Tot în decembrie 1544 a fost tipărită prima carte în limba română. Tot în decembrie a câștigat Revoluția din 89, dar acest câștig n-ar fi fost posibil fără sacrificiul eroilor din Timișoara din perioada 17-20 decembrie. Ce aș vrea să transmit eu, mai ales copiilor, când o să vedeți pe rețele de socializare sau prieteni de-ai voștri care regretă, poate chiar și din părinți, regimul trecut, să vă gândiți la gura asta de canal. Mulțumim pentru cuvintele astea. Când o să auziți pe cineva că e rușine că e român, sau dacă vă încearcă sentimentul ăsta, să vă aduceți aminte de gura asta de canal. Mai când vă luați mine acum, eram tânăr, aveam 14 ani la Revoluție. N-am fost erou, pentru că adevărații eroi au luptat până în 22. Eu nici nu știam ce înseamnă semnul ăsta. Îl făceam, mă uitam la oameni pe stradă și făceam și eu. Dar habar n-aveam că aici, în acest canal, au zăcut uitați o lungă perioadă de timp eroii Timișoare. Și probabil că cel mai bun discurs aici ar fi fost să mai citim încă o dată numele celor care au sfârșit aici. Totuși vreau să închei cu o speranță. Calvarul acestei țări, România, a început cu un canal și îmi place să cred că s-a sfârșit aici. Dumnezeu să-i odihnească. Domnul primar, am zis mai la urmă un pic. Domnul Sasca a arestat în Revoluția de la Timișoara, Asociația Altar Timișoara. Scurt. Ne aflăm în fața unei crime abominabile, pentru că arde cadavrele celor care au fost împușcați atunci, a nu le restitui rudenilor ca să-i poată plânge, este, cred, o crimă înfiorătoare. Dar noi avem datoria față de cei care au murit să continuăm lupta lor pentru libertate, pentru democrație și pentru un trai decent, pentru demnitate, trăit în demnitate. Sigur că se s-au spus multe și multe neadevăruri despre ce s-a întâmplat atunci. Urmele, ca să nu poată fi identificate, armele din care s-a tras, pentru că glonțele erau înăuntru. Și mie mi se pare că este cea mai plauzibilă ipoteză și cred că noi avem datoria să luptăm pentru aflarea adevărului. Noi nu dorim răzbunare. Nu dorim moartea păcătoșilor, dorim îndreptarea lor, dar prima condiție ca să acord iertare este să existe pocăință. Ori nu am văzut acest lucru până acum. Suntem datori să continuăm lucrul. Dau cuvântul domnului primar Iacob din Popești Neorden, care în timpul mandatului său de două rânduri și în timpul mandatului domnului primar Trache dinainte, s-a realizat acest proiect destul de convingător pentru
cei care au căzut aici, le mulțumim că au fost alături de noi timișorenii și dorim ca în continuare să se continue acest proiect, pentru ca și la această gură de canal să facă ceva și pentru ca acele cruci care le-ați proiectat dumneavoastră pe dreapta și pe stânga cu numele eroilor martiri să se facă. Și îi dau cuvântul, dar nu înainte de a-i da un cadou simbolic din partea Timișorii. Eroii nu mor niciodată. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc frumos, dragi copii, dragi timișoreni. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru efortul care îl faceți în fiecare an. Eu fac parte din rândurile dumneavoastră, așa cum știți, în perioada 16-20, la acum 20 de ani, eu eram reținut la Timișoara. Întâmplarea a făcut că să aflăm după circa 5 ani de zile că în curtea noastră, practic, și unde locuiesc, unde locuiesc aici, se află eroii noștri martiri. Pentru mine este un moment trist, vă spun sincer, fiecare an, pe data de 20 decembrie, este un moment care pur și simplu mă sensibilizează până la lacrimi. Nu este simplu pentru familiile celor de la Timișoara. Eu am văzut ce s-a întâmplat acolo. Așa cum spunea și domnul prefect, fără Timișoara, noi și voi nu cunoșteați decât ceea ce se întâmplă în Coreea, credeți-mă. Au fost momente grele pentru România în perioada aia. Era lipsă de alimente, de căldură, absolut greutăți fantastice, nu se găsea pâine, era pe cartelă. Voi aveți de toate. De asta libertatea trebuie să o prețuim. Ce aș mai vrea să vă spun? Mulțumesc în primul rând domnului prefect, doamnei primar general al Capitalei, că a venit și vă spun cu toată sinceritatea. Am cerut și am insistat să vină dânsa pentru că acest obiectiv care îl vedeți biserica fără ajutorul soțului dânsei nu se realiza și al domnului fost ministru Gabriel Ocar. Vreau să apreciez. Și eu mai puțin ca să zic așa. Promit că de fiecare dată de câte vor va fi nevoie, eu voi sprijini. Noi și cu Fundația Simionescu am încercat să facem ceva. Am alocat bani în cadrul Consiliului Local pentru preluarea acestui obiectiv și de a face cele 44 de monumente. Din păcate, și trebuie să o spun, să nu se supere cei de la Timișoara, organizațiile de revoluționari nu au fost de acord. Au spus că nu facem cimitir. Știți, cunoașteți bine că... Ba da, se știe, se știe, se știe. Noi știm că suntem foarte vechi și dumneavoastră ați fost aici de 28 de ani. Unii nu știu și e bine de reamintit pentru că aici este o mică filă din viitoarea cartea reală de istorie. Mai avem un proiect, doamnă, în care să facem o flacără veșnică aici. Ceva din sticlă frumos, dar totul depinde de Timișoara. Acest obiectiv este al Timișoarei, nu este al nostru. Și noi nu putem aloca fonduri decât dacă dumneavoastră sunteți de acord. Încă o dată, vă mulțumesc și voi fi alături și când noi voi mai fi primari alături de dumneavoastră, pentru că și eu fac parte din rândul revoluționar de la Timișoara. Vă mulțumesc frumos pentru da. Nu încheiem înainte de a da cuvântul domnului Mărieș Doru, care a fost în primul rând de sprijin pentru timișoreni, primindu-ne în București. Totdeauna ne-a așteptat de la gară, ne-a primit la asociație și a participat de plin pentru realizarea acestui proiect. Vă rog câteva cuvinte, domnul Mărieș. Nu mai vorbesc de procese, asta e altă treabă. Dragi, primul rând pe voi, vă mulțumesc că ați venit. Erați entuziaști, v-am văzut la școală când ați ieșit, parcă mergeați la... Nu știu, fluturați steagurile, erați... Bucuroși, asta înseamnă că ați venit cu drag aici pentru oameni care au luptat ca astăzi să avem libertate cu toții și părinții voștri și voi să vă nașteți în totuși cu totul alte condiții. Sigur că au zis povești, că a fost mai bine atunci, că e mai bine acum. Voi sper să reușim noi ca să vă oferim istoria reală a acelor zile. Sper să nu întârzie prea mult.
ca să apucați să citiți în cărțile de istorie cu adevărat ce s-a întâmplat în 1989 și să nu mai trăiți în minciună așa cum, din păcate, generații întregi au trăit. Le mulțumesc pentru că au rezistat și că au trecut prin toate patimile posibile în acești 28 de ani, patim pe care nu le-a adus altcineva decât autoritățile române a anilor care au trecut de atunci și până atunci. Sigur, azi pare mai bine. Sper la anul să fie și mai bine. Sper ca proiectul să se finalizeze până aici, nu doar până la bisericuța care a fost făcută destul de multă greutate, dar cred că și cu multă bunăvoință, iar domnul primar de aici știe bine istoria și faptul că a participat inclusiv financiar la acest proiect. Sigur, putem să-l amintim pe domnul Oprea, putem să-l amintim și alți oameni care au făcut la momentul respectiv demersuri pentru a se finaliza acest proiect. Le doresc și vă doresc la toți sărbători frumoase, să ne ocolească Dumnezeu și să nu mai avem și să nu mai pățim ce s-a întâmplat în decembrie 89 niciodată pe acest pământ. Și nu în ultimul rând vreau să spun un lucru care nu l-am spus niciodată aici la Popeșle Orden, dar discursul domnului prefect de astăzi, că a fost revoluție în perioada 16-22 decembrie, îl apreciez în mod deosebit, mai ales că confirmă, au început să-l confirme și autoritățile. Domnule prefect, probabil că generația nouă gândește altfel. Eu vă felicit și vă mulțumesc pentru. Pentru că veniți din partea oficială, să spun așa, și nu oricine are curajul să spună, chiar și acum, după ce parcă se dezleagă lucrurile, nu întotdeauna au curajul să spună. Domnule, asta ați făcut-o și sper să rămâneți cu această gândire, nu cu absolvent din istorie, n-am cum să vă încetați. Atunci, cu certitudine, nu putem să ne jucăm. Niciodată, în 28 de ani, nu m-am jucat cu istoria și am spus întotdeauna adevărul, chiar și atunci când nu m-a crezut nimeni sau a fost culit o seară întreagă, pentru că te joci cu orice, dar nu cu istorie. Istoria nu iartă pe nimeni, copii. Deci spuneți adevărul și dacă toți suntem aici în Popeșle Orden, unde sunt o parte ortodoxă, o parte catolică, nu uitați ce a transmis Papa Francisc în urmă cu ceva timp. Minciuna și știrile false, ascultați-mă ce vă spun, știrile false, că vă uitați cu toți la televizor, da. E un păcat mare. Analizați când auziți ceva și după aceea acuzați. Sau gândiți voi și treceți prin filtrul minții voastre, orice știre apare la televizor. Deci nu e bună minciuna, n-a fost niciodată, iar istoria n-a iertat pe nimeni care a mințit. 100% istoria e dreaptă. Sigur, vine după un an, după 10 sau după 100. Dar atunci când vine, vine și face dreptate. Deci istoria e o carte sfântă care îi păstrează în memorie și mai ales memoria colectivă nu păstrează decât adevărul. Restul, minciuna, oția, crima, pleacă. Aici ar fi trebuit să plece minciuna și oția, nu eroii din minciuna. Adevărul vă face liber. Din păcate, acești criminali, unii dintre ei încă mai sunt în viață, chiar mulți sunt în viață, au decis acest lucru ca să aducă eroii Timișoarei. Imaginați-vă ce ar fi însemnat să arunce un mort aici. Și cenușa este tot acelui om care a murit. Unii decid să se incinereze, da? Cenușa lor spun, domnule, aruncați-o pe mare, aruncați-o, nu știu, în munți, aruncați-o la o floare, puneți-o într-o vitrină undeva, duceți-o într-o biserică. Acești oameni n-au avut dreptul nici la acest lucru. Ei n-au cruce, ei n-au mormânt, practic trupurile lor au fost aruncate în această mizerie. Dar ei au sfințit acest canal și cu certitudine, pentru noi este ca un altar. Este ca un altar și arată ca un altar, vedeți și voi, lumânări, flori, poze. Arată ca un altar. Noi oamenii l-am transformat în altar. Da, și ne rugăm. Ne...
Te rugăm ca în viitor ca aici să se facă un altar de rugăciune împreună cu această biserică și nu vreau să încheiem înainte de a face o citire a eroilor martiri a cărui cenușă a fost aruncată în această gură de canal la dorința domnului prefect. Citim încă o dată, au fost citit și în față, îi citim și aici, da? Mariana Părcău. Da, numai o secundă să ne aducă domnul avocat al Asociației 21 decembrie, ne aduce lista, pentru că eu nu o am pe telefon, s-a închis. Vreau să vă spun că domnul profesor care v-a vorbit acum, domnul Mărieș, care este mai mult decât un profesor pentru copiii care merg la școli și transmit mesaj în toate școlile, domnul Mărieș, cel cărunt, am cărunțit că de 28 de ani umblă pe la CEDO împreună cu noi răniții și a obținut imprescriptibilitatea crimelor și nu numai a revoluției și de secretizarea dosarelor. Lupta lui l-am cărunțit. Mulțumim cel mai bun profesor fără certificat. Acum citesc lista. Aici sunt aruncați arși Andrei Maria, Afro Mihai, Balmoș Pavel, Balmoș Vasile, bărbat Lepa, Bânciu Leontina, a cărui soț este domnul, rămas cu 3 copii, Delhus Ioan, Belici Radian, Caceu Margareta, Carpun Dănuț, Coroși Alexandru, Cismarc Ladislau, Cruceru Gheorghe, Perche Șuteu, Florian Antordare Adrian, Miron Ion, Motohon Vasile, Munteanu Nicolae, Nagy Eugen, Opre Boga, Osman Dumitru, Otelia Aurel, Pisec Ștefan, Radu Constantin, Sava Angela, Sporer Rudolf, Stanciu Ioan, Zabulică Constantin, Zornec Otto, Wittmann Petru, Vădaru Neidet. Cam atât. Cadavre, 2, 4, 5 cadavre neidentificate. Dumnezeu să ierte. O să încheiem ca și la cimitirul eroilor, ca la crematorul Cenușa, cu imnul Asociației 17 decembrie Timișoara, un imn care a fost dedicat eroilor martiri din Timișoara dispărut în Revoluție. 17 și 22, a tras armata noastră noi. 17 și 22, a tras armata noastră noi. Au tras și noi am mai rămas. Au tras și noi am mai rămas. În 17 și 22, a tras securitatea noi. 17 și 22, a tras securitatea noi. Au tras și noi am mai rămas. Au tras și noi am mai rămas. Martirii noștri maltratați și în grot comune aruncați. Au tras și noi am mai rămas. Au tras și noi am mai rămas. Eroii noștri din popor furați și duși la crematori. Eroii noștri din popor furați și duși la crematori. Au ars, nimic n-a mai rămas. Au ars, nimic n-a mai rămas. Doamne ajută! Mulțumim foarte mult și... Eu zic că imnul ăsta ar trebui să-l zică și la televiziunea română, care ne-a ocolit atâția ani de zile, că de-aia nu-i adevărul. Vă rog și vă invităm să continuăm ceremonia. Da, acum suntem un pic întârziat, timișoreni și invitații din țară, vă rugăm să mergem la autocar, da? Nu, mergem la gardă, la un ori, după aceea.
jos, haide. Împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnul Iisus Hristos. Da, Dumnezeu să ierte pe toți eroii din Timișoara, București și din Tarea Țară. Să ierte Dumnezeu pe toți. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa cum pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi duși în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse, iartă pe eroi și martiri neamul nostru, care și-au vărsat sângele pentru ca noi să fim liberi și mai demni în zilele noastre, iar pe noi ne miluiește și ne binecuvântează, că Sfânt ești întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Mulțumim martirilor din București care în 21 decembrie au ieșit și au ieșit în acest loc și prin aceasta au salvat Timișoara și prin aceasta au salvat România și prin aceasta noi suntem liberi acum. Mulțumim!